Pe 19 decembrie, la Pitești se va desfășura concursul de gimnastică ritmică etapa județeană 2014. La concursul organizat de școala de dans Onyx Academy, în parteneriat cu Direcția Județeană de Tineret și Sport Argeș, sunt înscriși copii cu vârste între 7 și 10 ani din grupele de performanță ale acestui sport din județul Argeș. Tema acestei conferințe este concursul județean de gimnastică, ce se va desfășura aici, la Onyx Academy. Mai multe despre acest lucru o să vă spună Nicoleta în continuare. Pe data de 19, cum a amintit și Oana, avem un concurs județean, este al doilea concurs județean de gimnastică ritmică, unde vor fi 11 concurente, vor fi prezenți și mari antrenori ai sportului românesc și, nu în ultimul rând, două foarte mari gimnaste care ne-a adus mari laude și mari lauri. Este vorba despre Corina Ungureanu, care este triplă campioană mondială la gimnastică artistică, și este vorba de Cătălina Ponor. Sunt trei centre în județ: Curtea de Argeș, Onyx Academy la Pitești și Bascovu, unde este tot marca by Nicoleta Andrei. Toate cele trei centre se vor bate acum. Cele care vor ieși pe locul 1, 2 și 3 vor merge la faza națională, unde va avea loc la Chiajna, pe data de 24 februarie. Vom relansa și noi gimnastica în județul Argeș și, pentru că mă ocup de această ramură de sport, doresc să fiu alături de dumneaei și automat de Oana, și cred că dacă punem umărul toate trei, vom reuși să putem promova această ramură de sport la nivelul județului și, de ce nu, și la nivel național. În cadrul concursului, invitate speciale vor fi Ștefania Ciobanu și Diana Văduva, componente ale lotului național de gimnastică junior, câștigătoare ale aurului la Balcaniada 2014. Ele vor susține un moment demonstrativ de gimnastică ritmică. Invitați și membrii ai juriului: Corina Ungureanu, dublă campioană mondială la gimnastică, Cătălina Ponor, triplă campioană mondială la bârnă, Ștefania Ciobanu, aur Balcaniada 2014, Diana Văduva, aur Balcaniada 2014, Marius Tunaru, Direcția Județeană de Tineret și Sport Argeș, Adrian Bughiu, Direcția Județeană de Tineret și Sport Argeș, și Constantin Sofianu, președintele Asociației Sportul pentru Toți.